Bună dimineața la cafeluță, cel puțin pentru mine dimineața acum când filmez, dar până să-mi beau cafeaua trebuie să vorbim puțin despre inflație. Am venit puțin mai greu cu acest video, dar vreau să trecem în revistă niște informații pe care le avem, să vă spun cam care este părerea mea pe termen scurt și pe termen lung. Și un mic avertisment pentru cei care gata sunt fierți pompați că vine noul all time high, o să facem o cărcă de bani. O să vină și acela, dar depinde când. Inflația a venit peste așteptări, nu mă așteptam, doar că sunt niște aspecte pe care vi le-am menționat de atâta timp. Gazul fiind în scădere va veni și va afecta inflația în sensul pozitiv, în sensul că o va reduce. Nu mă așteptam neapărat atât de repede, mă așteptam să se întâmple în câteva luni, dar mă așteptam să se întâmple asta la un punct. Petrolul, am avut de la OPEC un șut în fund, un pumn la ficat, cum vreți voi să-i ziceți, faptul că sunt neserioși, ce să mai OPEC, este o organizație neserioasă prin faptul că au văzut că cererea este în scădere pentru petrol, pentru în sine combustibil și ce au zis? Mulgem cât de mulți bani putem, așa că reducem cantitatea produsă și ține prețul sus, cât se poate. Asta e o soluție de moment, e un bandaj pe care l-au pus ca să facă mult mai mult bani de pe cărca noastră. Și asta a dus prețul petrolului puțin mai sus. Totuși, nu a făcut un nou high. Dacă sunteți atenți când vă vorbesc despre aceste aspecte, v-am zis că de fiecare dată, când e volatilitate foarte mare în zona aceasta de mărfuri, uitați-vă dacă face un high, uitați-vă cum urcă și uitați-vă puțin la cererea de pe piață. Dacă luăm toate aceste aspecte în calcul, putem să ne dăm seama dacă mișcarea aceea agresivă se va menține, va crea panică cu adevărat sau e doar ceva de moment. Opinia mea a fost că a fost ceva de moment. Chiar așa s-a întâmplat. Se pare că nu le-a mers. Mai revenind la toată situația noastră cu CPI-ul. De ce a fost bine? Păi s-a întâmplat un lucru despre care vă vorbeam, v-am zis de atâtea ori, cred că în ultimele săptămâni am tot menționat acest lucru. Momentul în care o să avem o inflație în scădere mai generalizată, nu doar pe partea de energy, este momentul pe care îl așteptăm. N-a fost perfect generalizată, nu înseamnă că peste tot, în absolut toate sectoarele a picat, doar că am avut scăderi destul de bune în partea de gas, în apparel, medical service, mașini, deci au fost scăderi destul de mari în multe zone, inclusiv în partea de food, am avut o scădere de la o lună la alta. Primul semn, prima rază de lumină e acolo. Și asta este un lucru foarte, foarte bun. Mai departe, ce vreau să aveți în vedere? Shelter CPI. Eu nu mă aștept să fie o scădere dramatică, din contră mă aștept să fie totuși o creștere dintr-o anumită perspectivă pe shelter. Doar că shelter e compus din are două componente. Are componenta de rent, pe care eu o văd totuși să rămână sus, și componenta de housing buys, adică de efectiv cumpărare de real estate, la care mă aștept să scadă. Acolo aș vedea în sine o mișcare care poate să urmeze, pentru că shelter CPI nu a scăzut, din contra a urcat foarte mult și a însemnat aproape jumătate din întreaga creștere. Dar de ce jumătate? Pentru că dacă ne uităm pe raportul de CPI, vedem creșterea pe shelter a fost relativ mică. Ideea este că CPI nu este weighted egal, adică nu are food, are aceeași valență precum shelter, precum energy, precum apparel și așa mai departe. Pentru că nu dai la fel de mulți bani pe un tricou cât dai pe o casă. Așa că avem proporții diferite. Iar shelter este o mare, mare, mare parte din întreg CPI-ul. Ca să înțelegeți, doar shelter este 33% din întreg CPI-ul. Și o creștere mai mică pe shelter, raportat la o creștere substanțială în altă parte, poate să însemne că shelter influențează mult mai mult CPI-ul. Din perspectiva asta nu am avut o realitate în CPI, pentru că CPI shelter este puțin calculat greșit. Nu stă nimeni să ia chirile reale din piață și să facă o medie și să ne prezinte datele, ci există o altă modalitate de determinare a shelter CPI. Este pe bază oarecum de opinie publică. Cât crezi tu că valorează casa ta și cât crezi tu că poți lua chirie pe casa ta dacă ai vrea să o închiriezi? Ce vreau eu și ce primesc sunt două lucruri total diferite. Nu e nebună la care cere, e nebună la care dă, dacă vorbim de prețuri foarte mari. În momentul de față, raportul pe care îl avem noi, influența pe care o avem noi în CPI pentru shelter este una eronată, bazată pe opinie publică, care o să dureze puțin până se ajustează. Deja a început un pic să se mai ajusteze, dar asta se va reflecta, sper eu, în raportul de decembrie. Aveți în vedere faptul că s-ar putea ca panta aceasta să nu fi fost doar o chestie de moment și după aia să vedem luna viitoare o creștere înapoi. S-ar putea să continue în cazul în care se menține gazul jos, lucru pe care îl și face. Asta să aveți în vedere în ceea ce privește posibilitățile de aici încolo. Nu am ieșit din zona neagră, suntem încă într-o zonă, hai să zicem, de trecere între neagră și gri, încă avem riscuri care ne pască înainte, dar aici vorbim doar de bursă. Aveți în vedere că din perspectivă economică,
economică, nu mă aștept ca recesiunea aceasta să se oprească prea curând. Mă aștept să fie confirmată oficial în următoarele luni. Aș spera și zic eu până în martie 2023 să vedem o confirmare oficială din partea autorităților din Statele Unite, dar confirmarea vine de regulă după undeva la 8-9 luni după ce recesiunea a început. Mă aștept de la bursă, poate să intre într-un trend ascendent, dar să nu încercați să faceți o paralelă între economie și bursă. V-am mai zis de atâtea ori, bursa și economia nu merg mână-mână. Asta ar însemna că abia în 2023, cel mai devreme la jumătate, mai degrabă spre final de 2023, să începem să vedem îmbunătățiri palpabile. Oricum și inflația se așteaptă ca în 2023, spre final, să ajungem undeva la un 5%. Scăderile acestea masive nu o să fie permanente, în sensul că nu o să vedem o scădere de 0,5% în fiecare lună, că asta ar însemna că am scăpat de inflație imediat. O să încetinească din ce în ce mai mult. Exact cum o companie are perioade de hypergrowth care după se scade în intensitate, așa și inflația acum o să scadă, dar intensitatea scăderii o să scadă și ea la rândul său. Și ce vreau să vă mai menționez, asta nu mai știu dacă am inclus și într-un video, dar parcă da, dar cel puțin sunt 100% sigur că am inclus în newsletter, Decennial Pattern. Decennial Pattern ne spunea că undeva prin octombrie ar trebui să începem o creștere. Aș spune că patternul respectiv nu a fost 1 la 1. Iunie, iulie trebuia să fie bottom of the market, s-a dovedit a fi undeva acum în septembrie, dar vin în completare cu midterm election years, cu analiza a ceea ce face S&P în perioada de midterm election și arată culmea că bottom of the market în realitate este în octombrie spre final și în noiembrie începem să intrăm într-un bull run. Acest lucru duce în sine la S&P pentru următoarele 12 luni să returneze undeva la 15% în medie profit. Ar însemna că de aici, de unde ne aflăm, de la bottom of the market, S&P să aibă un rally destul de substanțial și automat dacă S&P are un rally de 15%, putem să ne așteptăm ca de la acțiuni să crească mult mai mult decât atât. Întrerupem videoul de astăzi pentru a vorbi despre sponsorul nostru, Interactive Brokers. Este unul dintre cei mai vechi și cunoscuți brokeri din lume. Au aplicat atât pentru traderi, cât și pentru investitori, dificile cu foarte multe informații la un loc, precum Trader Workstation, TWS sau simple, precum varianta browser sau aplicațiile mobile. Aveți acces la acțiuni și ETF-uri din întreaga lume, fie că vorbim de bursa din New York, fie că vorbim de bursa din China, poți tranzacționa cu drept de deținere ca acționar, atât cu banii tăi, cât și împrumutând bani folosind margin. Cele mai faine integrări le găsiți tot pe Interactive Brokers, pentru că aveți integrări cu TradingView și multe alte beneficii, precum analiză financiară pe care o puteți să o faceți direct din Interactive Brokers, să vedeți ce spun analiștii, comparații, păreri și așa mai departe, totul la un click distanță. Și dacă te-am convins că Interactive Brokers este cel mai bun broker pentru tine, poți să găsești linkul în descriere unde poți să îți faci un cont. Și acum ne întoarcem la videoul nostru de azi. Așteptările sunt ca în următoarea perioadă, în următoarele 12 luni, să avem o perioadă destul de pozitivă. N-aș zice ultra pozitivă, aș zice mai bine decât a fost până acum. Asta ne spun statisticile pentru un an de midterm în perioada aceasta. Sper să am dreptate, n-am de unde să știu dacă va fi așa, dar rămâne de văzut. Dar aveți în vedere că toate aceste lucruri poate se întâmple fix opus. Pentru că, din nou, vorbim de statistică, nu vorbim de certitudine. Nu înseamnă că dacă vă zic eu lucrurile astea trebuie să se și întâmple așa, chiar dacă am o groază de research în spate, poate să fie fix opusul. Așa că recomandarea mea rămâne dollar cost averaging pe ce credeți că va fi cel mai ok în următorii 50 ani. Planul rămâne pe 50 ani, nu rămâne pe mai puțin. Și în al doilea rând, dacă nu știți în ce să investiți, dar totuși, nu știu, aveți o sumă de bani pe care vreți măcar parțial să o investiți, mergeți în indici. Fie mergeți într-un ETF care replică S&P-ul, fie mergeți într-un ETF care este un world ETF, fie într-un ETF axat pe un sector anume, mergeți și investiți în continuare, faceți dollar cost averaging, pentru că acesta este cel mai bun mod de a oarecum prinde toate momentele și bune și rele, dar care vă vor scuti de stres. Dacă vi s-a părut interesant acest video, nu uitați un like, share și subscribe, pentru că mă ajută foarte mult. Activați acolo clopoțelul pentru a primi videourile cât mai repede și ne vedem data viitoare în următorul video. Pa, pa!